Cu ocazia unei întâlniri ce a avut loc astăzi între sindicate și administrația Complexului Energetic Oltenia, pe lista problemelor discutate s-a regăsit și modalitatea de acordare a biletelor de tratament pentru stațiunea Săcelu, dar și cea a daosului financiar pentru perioada de concediu medical. Este vorba despre suma de 250 de lei, bani de care ar urma să beneficieze angajații CEO. Șeful Departamentului de Relații cu Comunitatea din cadrul Complexului Energetic Oltenia, Ion Rușeț, a fost cel care a vorbit despre temele de discuții ale întrevederii. Astăzi avem pe ordinea de zi finalizarea regulamentului de ajutoare, avem finalizarea regulamentului privind pachetul de servicii, inclusiv tratamentul în stațiunea Săcelu. Vom discuta la diverse și chestiuni legate de salarizare în ceea ce privește modul de acordare a daosului în condițiile concediului medical. Mă refer la daosul permanent de 250 lei. Președintele sindicatului Mine Energie Oltenia, Gabriel Căldărușe, spune că regulamentul va fi aprobat. Va fi aprobat regulamentul de acordare a biletului de tratament, regulamentul de aprobare a ajutoarelor sociale, materiale pentru salariații care au probleme deosebite de sănătate. La întrevedere au participat toți liderii de sindicat cu drept de negociere din cadrul CEO.